Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom avea premiile la Weekendly pe contul meu și al lui Andrei și câteva pachete în plus. Dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe. Întâi începem cu contul meu, cu două player pick-uri și un pachet tradable, da. Hai să nu mai stăm pe gânduri și să-i dăm drumul. Unul din 491 player pick. 3, 2, 1 și începem cu primul. Koulibaly, sincer, decent Koulibaly. Am văzut că e foarte bun. Bun. Și al doilea. Deci vreau, din tot sufletul meu, îmi doresc un Messi, Mbappé, Neymar, Ronaldo. De ce nu? 3, 2, 1 și... Ha! Aș lua Bernardo Silva pentru Super Sub. Să-l țin Super Sub acolo. Și asta o să fac. De ce nu? Cum avem pachetele. Sper minim 4 toți. Că aici avem 3. Da. Hai. Jumbo Rare Player Pack. Hai să-i dăm. Cu pachetele. Și. Porți, mă. Ah, mai e sports. Oh. Harry Maguire. Harry Maguire. Bun, ultimate pack. Îi dăm și în ăsta repede. Hai, hai cu ceva bun. Ah, sports, mă. Iar am mereu numai sports. Bun, și acum pachetul ăsta mult așteptat. Aici avem șansa la Ronaldo, Messi, Neymar. Tradeable chiar. Bun. Hai. 3, 2, 1 și... Hai cu ceva bun. Hai. Mamă, când am văzut Portugalia. Ruben Dias. Decent, sincer. Să vedem cât costă. Și în spate ce avem? Muștar. Ia, să vedem cât costă așa de curiositate. Ăsta e bun de super sub, sincer. Cât are? 4 cu 5. Arată bine. Saliba. Da. Asta a fost, din păcate. Trecem pe contul lui Andrei. Bun, băieți, și am revenit cu contul lui Andrei. La fel ca mine. Unul din 491 player pick. Două chiar. Hai să-i dăm drumul și pe contul lui. Avem și Liga în toți garantat și un pachet toți garantat. Deci avem mare pack opening. Și am uitat să precizez, mai avem un cont după contul lui Dani, în care sper să pice ceva. Bun. Hai să-i dăm. 3, 2, 1 și... Hai, băieți. Ai, mă, ce e asta? O să iau Payet și ține super sub. Că de-abia are deja. Încă un 91 plus. 1 din 4. Ăsta sper să dea ceva bun. 3, 2, 1 și... Hai, mă. Müller, mă. Nu poți, mă. Așa slab să dea. Bun, băieți, am revenit și cu pachetele pe contul lui Andrei. Începem cu Jumbo Rare Players Pack. Hai, te hităm repede. Orice aici, dar nimic nu mai atât, din păcate. Oh, Godoy. Bun. Aici vreau să văd ceva bombă. M-aș bucura dacă aș vedea ceva bun. Cum ar fi un Messi. Ia, toți. Nu, dar Tchouaméni. E bine, clare. Și-l vinde. Asta zic, mă. Da, mă, da. Tchouaméni. Bun, e bine, mă. Hai, că am început cu dreptul. Bun, și acum avem 4, 5, 6. Sunteți în momentul ăsta în casă? Suntem vreo 7 copii, am vreo 7 copii, 6 copii, 7 copii. 6 jucători garantați, toți. Hai să începe, toți player pack. Hai. Și nimic. Da, Uribe. Încă un toți player pack. Hai, hai cu ceva bun. După ce oamenii.
Hai. Haaland. E bine. Super sub acolo, chiar e bun. Bun. N-are unde să-l bagi în echipa, așa că super sub sau like, depinde cum vrea Andrei. Liga în toți player pack. Hai, hai din asta cu ceva bun, băieți. 3, 2, 1 și... Hai. Mamă. Francez? Că mă... Nu... Striker! Striker! Da. Asta este. Mai avem un pachet. Și cel mai important pachet de până acum. Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé. Atât vreau să văd. 3, 2, 1 și... Hai, unul din cei 4. Neuer, mă. Slăbuț. În spate, poate un Teo Hernandez, poate. Sperăm. Hai, hai în spate cu ceva bun. Cu un Teo. Cel Hanogru știa bi. Slăbuț, slăbuț. Da. Asta este, îi mulțumesc încă o dată lui Andrei și trecem pe contul lui Dani. Bun, băieți, am revenit și pe contul lui Dani, băiatul care i-am jucat pe live. Din păcate, am deschis singur player pick-urile și a dat Teo Hernandez și Tonali, doi jucători fabuloși, după părerea mea. Îmi cer scuze, hai să revenim cu pachetele. Și am revenit cu pachetul Ciumborar Player Spec. Workout. Bun. Lukaku skip. Nimic, wow. Și în sine, bun. Sandro sus. Și avem ultimate pack. Hai. Mam, skip. Și Sommer. Bun. Bun, și acum suspans pentru ultimul pachet. Hai. Cel mai important pachet. Sper să văd un Ronaldo, Neymar, Mbappé, nu contează, ceva bun sper să dea. Bun, nu uitați de like, share și subscribe încă o dată, că mă ajută foarte, foarte mult. Și hai să trecem la pachet, hai. 3, 2, 1 și... Ronaldo, bă, Ronaldo, bă, nu vine să cred. Băi, da. Nu pot să cred așa ceva. Doamne, nu pot să cred. Oh, am dat skip din greșeală. Ma. Ronaldo mai n-am gânduzi, dar nu mai contează ce în spate, Ronaldo. Nu pot să cred. Ăsta e vis? Ronaldo 3, tăpăl. M-am prins în viața mea așa pachet. Doamne. Am venit să plâng eu, zici că e contul meu. Deci... Nu pot să cred, nu pot. Deci n-am prins niciodată așa, așa bine dintr-un pachet. Asta e prima dată când prind Ronaldo 3 de bă. Toți, Ronaldo, toți 3 de bă. Doamne. Lăsăm așa, râsăm cu Ronaldo pe spate. Sunt cel mai fericit, sincer. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Ronaldo aici, na. Dacă asta nu mai merită un like, nu știu ce mai merită. Mulțumesc tuturor pentru vizionare. Eu v-am lăsat. Nu uitați de like, share și subscribe. Cel mai important. Pa, pa!